Sfârșitul unei săptămâni îngrijorătoare din punct de vedere epidemiologic vine cu o veste bună pentru românii care își așteaptă rândul la vaccinare. În 13 județe și în capitală s-au deschis 167 de puncte noi care vor lucra cu ser Pfizer. Asta înseamnă că cei înscriși deja pe platformă vor avea mai puțin de așteptat în centrele alese inițial. Marți începe administrarea dozelor din noua tranșă de vaccin. Deși la prima vedere nu s-a schimbat nimic pe platforma de vaccinare, astăzi au fost adăugate locuri în 167 de puncte noi. Atenție! Puncte, nu centre de imunizare. Asta înseamnă că cei trecuți pe listele de așteptare au șanse să se vaccineze mai repede. Sunt doze noi care sosesc și pentru asta se că nu ai unde să vaccineze pe scaunele, pe centrele, cabinetele deja existente, pentru că acolo sunt programări. Atunci trebuie să pui cabinete noi. În județul Cluj au apărut 13 puncte noi. Am avut la Dej un centru cu două fluxuri, s-a suplimentat acel centru cu încă două fluxuri, deci în total 4 fluxuri. La Dej se mai deschide încă un centru cu încă 4 fluxuri, la Baciu 2 fluxuri, la Florești 3 fluxuri și la Ion Creangă se mai deschid 4 fluxuri, în total 13 fluxuri. În toate acestea se va lucra exclusiv cu serul Pfizer. De săptămâna viitoare, țara noastră va primi mai multe doze de vaccin decât erau prevăzute în planul inițial. Începând de luni, sunt așteptate 224.000 de doze de la Pfizer, plus un supliment de 120.000 de doze. De la compania Moderna ar trebui să ajungă 162.000 de bucăți, iar de la AstraZeneca mult mai puține, doar 48.000. Inițial, acest lot de la AstraZeneca trebuia să fie mult mai mare, de 400.000 de doze, însă compania a anunțat că nu poate să onoreze complet această comandă. Vaccinarea cu ser din noile loturi începe marți. Accesul respectă prioritățile stabilite de oficiali. Toți cei care se încadrează în aceste două categorii, persoane cu boli cronice sau persoane cu vârsta de peste 65 de ani, toți aceștia vor fi prioritizați, vor fi mutați în fața listei de, așteptare. Pe lângă listele de așteptare de pe platformă, există oricând varianta unui apel telefonic. Odată ce se vor elibera locuri, cei înscriși vor primi SMS de confirmare. Din acel moment, în cel mult 24 de ore, trebuie să se programeze la centrul pe care l-au ales. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.